Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară Instrucțiuni Comenz pentru implementarea în limbaj de programare a structurii alternative. Din cadrul unității de învățare Limbaje de programare structuri alternative. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector sau online utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, timpul de lucru total va fi de 40 de minute. Profesorul inițiază o conversație introductivă în scopul actualizării achizițiilor dobândite anterior. Se prezintă implementarea structurii alternative în limbajul de programare C++. Se propune rezolvarea unor probleme ce utilizează structura alternativă, identificarea algoritmilor de rezolvare și implementarea lor în limbajul de programare C++. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 30 de minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți la linkul afișat pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structurile secvențiale și alternative și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură 3 numere reale A, B și C și afișează pe ecran cea mai mare valoare dintre acestea. De exemplu, dacă A egal cu 22, B egal cu -7,3, iar C egal cu 23, atunci valoarea afișată pe ecran va fi cea mai mare dintre valorile citite, adică 23. În construcția algoritmului de rezolvare, după citirea de la tastatură a valorilor corespunzătoare variabilelor A, B și C, vom declara o nouă variabilă denumită maxim. La finalul programului, în această variabilă vom regăsi valoarea maximă dintre valorile corespunzătoare variabilelor A, B și C. La pasul 2 se inițializează valoarea variabilei maxim cu valoarea 22, corespunzătoare variabilei A. Pentru valorile date, se verifică dacă valoarea variabilei B, adică -7,3, este mai mare decât valoarea variabilei maxim, adică 22. Și nu se realizează nicio modificare, deoarece nu este îndeplinită această condiție. La pasul 4 se verifică dacă valoarea variabilei C, adică 23, este mai mare decât valoarea variabilei maxim, adică 22. Și cum această condiție este îndeplinită, se va modifica valoarea variabilei maxim și aceasta va prelua valoarea 23. În final, vom afișa valoarea variabilei maxim. În programul principal, se declară variabilele de tip real A, B și C. Pentru fiecare variabilă în parte, se solicită utilizatorului, printr-un mesaj corespunzător, introducerea de la tastatură a unei valori reale. Sunt utilizate comenzile cout pentru afișare de mesaj și sin pentru citirea unei valori de la tastatură. Se declară ulterior variabila întreagă maxim, căreia îi se atribuie valoarea variabilei A. Cu ajutorul structurii alternative if, se verifică dacă valoarea variabilei B este mai mare decât valoarea variabilei maxim
și în caz afirmativ, valoarea variabilei maxim va fi modificată și va prelua valoarea variabilei B. Se procedează similar și pentru variabila C. În finalul programului se afișează valoarea variabilei maxim cu ajutorul comenzii Cout. La execuția programului, pentru datele de intrare 32, minus 7,3 și 23, valoarea maximă calculată și afișată va fi 32. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură 3 numere reale în variabilele A, B și C și le afișează valorile pe ecran în ordine crescătoare, despărțite printr-un spațiu. De exemplu, dacă pentru variabilele A, B și C citim valorile 32, minus 7,3 și 23, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valorile ordonate crescător, minus 7,3, 23 și 32. Pentru rezolvarea problemei propuse vom utiliza variabilele A, B și C, în care vom citi de la tastatură 3 valori reale, 32, minus 7,3 și 23. La pasul 2 vom repeta raționamentul problemei rezolvate anterior și vom calcula în variabila minim cea mai mică valoare dintre cele 3 valori corespunzătoare variabilelor A, B și C. Aceasta va fi minus 7,3. La pasul 3 vom relua raționamentul problemei rezolvate anterior și vom calcula de această dată în variabila maxim cea mai mare valoare dintre cele 3 valori corespunzătoare variabilelor A, B și C. Aceasta va fi 32. În acest moment se observă că variabila minim are valoarea minus 7,3, iar variabila maxim are valoarea 32. La finalul algoritmului se declară și se calculează valoarea variabilei mijloc ca fiind suma celor 3 valori citite de la tastatură, din care se scad valorile calculate în minim și maxim. Astfel, variabila mijloc va primi valoarea 23. În programul principal se citesc de la tastatură valorile variabilelor A, B și C. Se declară variabilele reale minim și maxim și ambele se inițializează cu valoarea variabilei A. Se verifică cu ajutorul structurii alternative if dacă valoarea variabilei B este mai mică decât valoarea minimului și în caz afirmativ, se modifică valoarea minimului la valoarea variabilei B. Se verifică cu ajutorul structurii alternative if dacă valoarea variabilei C este mai mică decât valoarea minimului și în caz afirmativ se modifică valoarea minimului la valoarea variabilei C. Se repetă pașii precedenți, dar de această dată se determină valoarea variabilei maxim. La finalul algoritmului se declară și se calculează valoarea variabilei mijloc ca fiind suma celor 3 valori citite de la tastatură, din care se scad valorile minimului și maximului. Se vor afișa cu ajutorul instrucțiunii Cout valorile variabilelor minim, mijloc și maxim, despărțite printr-un spațiu. La execuția programului, pentru valorile 32, minus 7,3 și 23 citite de la tastatură, se afișează pe ecran șirul de valori minus 7,3, 23 și 32. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural N și afișează pe ecran mesajul da dacă valoarea respectivă este pătrat perfect și mesajul nu în caz contrar. Exemplu, pentru n egal cu 16, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul da. Pentru n egal cu 15, mesajul afișat pe ecran va fi nu.
Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural OP, OP mai mic decât 2, și apoi două valori reale A și B. Programul afișează pe ecran dacă OP egal cu 0, suma dintre A și B, respectiv diferența dintre A și B dacă OP egal cu 1. De exemplu, dacă de la tastatură se introduc valorile OP egal cu 0, A egal cu 10 și B egal cu 5, atunci, în urma execuției, programul va afișa pe ecran valoarea 15, corespunzătoare sumei dintre 10 și 5. Dacă de la tastatură se introduc valorile OP egal cu 1, A egal cu 10 și B egal cu 15, atunci, în urma execuției, programul va afișa pe ecran valoarea minus 5. În programul principal se declară variabila întreagă OP și variabilele reale A și B. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește o valoare în variabila OP. Operația de citire este precedată de afișarea unui mesaj prin care utilizatorul este invitat să introducă de la tastatură o valoare. Se procedează similar pentru citirea de la tastatură de valori reale de această dată pentru variabilele A și B. Cu ajutorul structurii alternative IF se verifică dacă valoarea variabilei OP este 0, în caz afirmativ se afișează pe ecran valoarea corespunzătoare sumei valorilor variabilelor A și B, iar în caz contrar se afișează valoarea corespunzătoare diferenței dintre valorile variabilelor A și B. La execuția programului, dacă de la tastatură se citesc valorile 0, 10 și 5, valoarea afișată este 15, iar dacă de la tastatură se citesc valorile 1, 10 și 15, valoarea afișată va fi minus 5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural OP, OP mai mic decât 4, și două valori întregi A și B și afișează pe ecran suma dintre A și B dacă OP e 0, diferența dintre A și B dacă OP e 1, produsul dintre A și B dacă OP e 2 și rezultatul împărțirii lui A la B sau mesajul imposibil pentru OP egal cu 3. De exemplu, dacă de la tastatură se citesc valorile 3, 16 și 4, atunci, în urma execuției, programul va afișa pe ecran valoarea 4, adică rezultatul împărțirii lui 16 la 4. Iar dacă de la tastatură se introduc valorile 3, 16, 0, atunci, în urma execuției, programul va afișa mesajul imposibil. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și implementarea acestuia în limbaj de programare. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic. Pentru stimularea performanței, elevii capabili de performanță pot primi sarcini de lucru diferențiate. Regăsiți pe ecran un astfel de exemplu.